Sunteți iară supărată pe justiția moldovenească. Desigur. Păi, ați avut proces, v-au audiat, au pus totul în balanță. Ba nimic, nici o fel de balanță. Păi cum, nu l-au audiat pe procuror, nu v-au audiat pe dumneavoastră? Cine? Judecătorul de instrucție. A, da, eu mă refeream la ordonanță și la încheiere. Da, am vorbit și eu, am vorbit și procuror, și avocatul meu pe cauza la procesul din 28 ianuarie 2020. Avocatul De stat, plătit de stat. Da, a depus o plângere precum că cauza durează 2 ani. În 2017, cetățeanul din satul Burlacu, Raionul Cahul, Balan Leonid, în mod abuziv, a chemat salvarea. Și dumneavoastră ce treabă aveți cu asta? A chemat salvarea, invocând că eu sunt bolnavă psihic și să mă preiei din sat. Oho! Și v-au preluat? Deci salvarea a sosit la scurt timp, pe când eu solicitasem serviciile, adică poliția, deoarece Balan Leonid m-a numit injurios în centrul satului. Fără niciun motiv, doar eu trecând la panoul de informații, care este amplasat lângă magazinul lui. Acesta a zis că eu mă uit, dar a spus într-o vorbă, într-un vulgarism, mă uit în proprietatea lui. Asta pe mine m-a indignat, eu am sesizat inspectoratul de poliție Cahul și m-am retras într-o parte precum că se așteaptă grup operativ. Grup operativ, deci nu a sosit și la un moment dat apare salvarea, mașina salvarea. Adică mașina, echipajul de salvare s-a oprit în dreptul cu acest Balan Leonid, ceva au schimbat, au dat permise. Am văzut că au dat mâna, că au dat bani, posibil. I-am văzut ceva, avea o mână. Eram undeva la vreo 20 de metri, poate mai, dar nici zbăruiesc de ce s-au oprit. Deci salvarea a cotit spre direcția unde eu stăteam, așteptam grup operativ. S-o prește direct în fața mea. Am cunoscut acea soră medicală, Cara Svetlana, pe care o cunosc, este de mulți ani la grupul de urgență. Deci se dă să vă acordăm ajutor. N-am înțeles. Cui? De ce? Păi au sunat. Cine au sunat? Vecini? Și vecini? Bă, vedeți că eu sunt în centrul satului. Duce, dumneavoastră. Atunci când am spus că au sunat la poliție, la salvare, atunci mi-am dat seama că aceasta este batjocăra lui Balan Leonid. Deci eu atunci am avut un stres profund. Deși eu mă întorceam de la primărie, conectasem careva bani pentru achitarea energiei electrice la motorul pentru care pompează apa pe străzile noastre. Artezian. Poftim? La fântână artezian. Noi plătim, adică, pentru servicii și pe trei străzi colectasem eu pe o stradă două, încât să tine pe două străzi și am dus, eu am predat atunci în ziua aceea banii la primar și doar că mă întorceam acasă. Vă zic, atunci ce am avut eu, prin ce am trecut, încă această soră medicală, Cara Svetlana, în mod abuziv, insista să mă urci în salvare ca să ne acorde ajutor. Zic, Doamne, eu n-am nevoie, cine m-a solicitat? Vecini și ce vecini? Deci vă zic, dumneavoastră, eu am sunat atunci la salvare și la poliție, pentru că am cunoscut că era batjocura lui Balan Leonid. Deci eu categoric am refuzat să mă urc în mașină, cu toate că ea a insistat și chiar aș pus mâna pe mine ca să mă forțați să mă urc în salvare. Era ceva strașnic, era o scenă de groază în centrul satului, lumii. Cineva comercializau pește, varză acolo, drept mai eram ca acum peste drum. A, vis-a-vis de acest magazin, constructorii lucrau la fațada bisericii. Deci a fost o scenă de groază pentru mine. Am sesizat repetat inspectoratul de poliție Cahul, precum că au solicitat abuziv, în mod abuziv, salvarea, precum că a încercat angajata salvării să mă urce în ambulanță. Vezi, ceva strașnic, pe unde puteam, aveam un telefon care nu mă asigurasem atunci că o să am nevoie și de un alt telefon, doar un telefon care am reușit să înregistrez careva, adică discuții între, sau niște vorbe, cum să vă zic eu, așa că... Audio. Atunci când, doar audio. Audio. Da. Da, audio.
că atunci când Balan Leonid și soția acestuia, Balan Viorica, mă înjurau, eu nu eram lângă deși și nu puteam să probez, nici să mă apropii de Dumnezeu, pentru că eu stăteam la locul unde m-am așteptam grup operativ, deci grup operativ nu a intervenit. Atunci eu am depus sesizare, vă spun, la poliție. Materialul a fost precăutat de Nicola Artur, polițist de la noi de sat, cu care eu sunt în relație de judecăți. După aceea a intervenit să examineze plângerea mea o altă angajată din inspectoratul poliției Cahul, care este rudă spirituală cu soția acestui Balan Leonid. În ce sens spiritual? Nana de botez, părinții acestei, Condorache Viorica, este... Părinții sunt rudă de... Adică au botezat-o pe Condorache pe Balan Viorica. Dar e un conflict de interes, ar fi trebuit să abțină, să ceară schimbarea anchetatorului. Nu au făcut-o. Și la judecător de instrucție, eu am indicat acest fapt. Că este rudă spirituală. Fix așa m-aș întreba cu dumneavoastră ce înseamnă rudă spirituală. Zic, este nana de botez. Dar de unde știți? Zic, dar pe eu n-am fost la scăldătoarea lor. Ați fost, adică? Nu am fost, zic. A, dar ați auzit de la alții. Păi lumea spun că asta e nana de botez. Și dacă o spus, nu, bine, și ai spus și eu că ce e nana asta, să zicem. Zic, păi, deci se spune așa și este, că zic, dar eu la scăldătoarea lor nu am fost. Ești deci, iată, până am trecut eu a doua etapă la curtea de apel, prima dată curtea de apel. Nu, dar întâi anchetatorii și procurorii au zis că nu e nimic, nici penal, nici amendă și la revedere. Procuror, deci anchetatorii au constatat contravenție, au dat propunerii ca să fie spornită procedură contravențională. Împotriva vecinului sau a lucrătorilor de la ambulanță. Dar el nu este vecin, este un antreprenor al unui magazin. Am înțeles, e consetean, să zicem. Stă în centru, dumneata stai în altă parte. Păi eu vă zic, eu eram în centrul satului, noi eram acasă. Am înțeles. Și nu am vizitat nici deci, pericol pentru... Deci au zis că el trebuie să fie amendat pentru că de ce ai chemat ambulanța greșit, da? Da, da. Deci, din start, aici se vede că este un apel fals. Și l-au amendat? Nu. Mm-hmm. Înseamnă că au deschis dosar penal. Nici dosar n-au deschis pentru acțiuni huliganice. Absolut nimic. Și de asta ați contestat ordonanța de încetare a urmăririi penale? Sau de neîncepere? La procurorul ierarhic superior și după aceea la judecătorul de instrucție. Și așa ați ajuns la apel. Am ajuns la apel și am ajuns la apel a două oară, vă zic. În data de 1 octombrie 2018, iarăși curtea de apel, alt complet de judecători, restituie procurorului, pentru că a efectuat o anchetă ineficientă, pentru că nu a făcut confruntări, eu am solicitat să fie efectuate confruntări cu acest Balan Leonid. Dar de ce? Erau contradicții între declarațiile dumneavoastră și declarațiile lui sau de ce trebuie făcut confruntare? El spune una și dumneavoastră spuneți alta, da? Da. Am deci înțeles. Eu am și probele care registrări de audio pe care le aveam, că aveam un telefon care reușeam doar și sunam la poliție și înregistram careva, adică convorbiri, să spunem, pentru că eu am avut un comportament normal, adecvat. Și astea, înregistrările astea le-ați dat anchetei, le au, da? Ca cumva le-am probe avut, audio, da? Mm-hmm. Da. Și martori au audiat ceva? Și martori au audiat ceva, dar să vedeți că martorii cei care vindeau produse alimentare și pește și varze, pretinzi erau pe teritoriul lui Balan Leonid. Și ei spun că da, eu eram, da, adică însă spun că nu au auzit. Iată asta e unica neprobă, sau cum să vă zic eu, pentru că toți au auzit. Evident că să chem salvarea și să strige în gura mare, să mă vadă pe mine că eu sunt persoană adecvată, procurasem varză, vorbisem cu cetățeanul care vindea pește și practic încă nu este ceva, dar acest Balan Leonid este un băiat foarte cu comportament agresiv, deține armă, poți să ne ștepi de la dumnealui la ce vrei, în primă s-a luat chiar și cu cuțitul după mine. Deci este o situație care eu consider că prin acest fapt că el a chemat salvarea, doar a chemat salvarea cu scop de a mă înjosi, și încă ambulanța, Tarasa Svetlana, angajată de ambulanță, care o cunosc,
Eu nu știu cât curaj trebuia ei ca să mă insiste, să mă urce în salvare, să mă pretind să măsoare tensiunea. Vă dați seama? Am înțeles. Incredibil. Și până la urmă, unde a ajuns dosarul ăsta? Al treilea an se plimbă de la o instanță în alta și după aceea iar la procurori, iar anchetă, vă mai audiază suplimentar sau scot din nou ordonanță fără niciun efort? Aici care e buba? Este buba în faptul că judecătorul de instrucție este fost procuror și este procurorul pe care eu am depus atâtea plângeri. În primul rând, că era fără mantie. În al doilea rând, că în timpul lucrurilor a intrat un judecător de la Curtea de Apel. În al treilea rând, încă nu știu ce am mai pus, pentru că foarte multe inegalități am văzut la Cahul și toate inegalitățile văzute de către mine au fost sesizate. Chiar și avocatul acum a spus, doamna Mara, dar eu văd cu ochiul neînarmat, cu ochiul liber, ce atitudine are față de dumneavoastră. Ce ați mai depus ceva plângeți? Da, am depus nu una, și mai multe. Vă zic, eu am de plină susținere din partea tuturor avocaților, necătând la faptul că ei sunt avocați de stat. Nu de atâta că ar avea de lucru, nu de atâta că eu sunt un client pe care le fac de lucru, de atâta că și dumnealor văd atâta nedreptate în justiția și în judecătoria din Cahul. Păi dacă sunteți în conflict cu judecătorul de instrucție, de ce nu l-ați recuzat? Că el așa are tendința să răfuiască, să răzbune. Eu nu m-am gândit că el nu o să vadă după cât de convingătoare a fost depusă plângerea de procuror, de către avocat, de dânsul. Nu m-am gândit. Și eu știu că acum la Curtea de Apel va fi examinat de alt complet de judecători, pentru că la Curtea de Apel sunt trei complete de judecători. Și dacă primul complet a întors, și dacă a doilea, și a treilea pozitiv, pentru că vă dați bine seama, să faci apel fals, să vină salvarea când eu practic nici n-am avut nevoie și ei au văzut că eu sunt persoana care nu am nevoie de salvare. Și dacă nu au făcut anchetă suplimentară, se impune să îi impui. Eventual, cereți la apel ca să oblige procuratura să dea alt procuror pe cazul ăsta. Dar ce ziceați că procurorul a rămas în sala de judecată, în biroul judecătorului, în afara procesului? Da, după ce s-a terminat la data de 28, deci după deliberare a fost citită decizia, adică Încheierea sau ce scoate acolo? rezoluția încheierii, mi s-a oferit o recipie să semnez precum mi se oferă încheierea, am semnat eu prima și ieșind de pe ușa, că e un birou mic acolo, ieșind de pe ușa, zic atât timp cât instanța va fi fost procuror, și au fost polițist, regulă în jucătorie, adică acum nu va fi. Lăs ușa deschisă tare și ies, pășesc în coridor. În urma mea, rămânând procurorul Bogdan Dumitru, băiat tânăr, de seamă, copilul meu din 1983, îi spun și nici nu mă tem, absolut nu mă tem de nimic. Pentru că atâta curaj eu am căpătat și atâta nedreptate este la Cahul. Bogdan Dumitru închide ușa, în momentul ăsta eu când am văzut că el închide ușa, eu o trag înapoi, zic, ce a trămat aici, închid ușa, dar am făcut-o și am făcut-o, îndrăzneț am făcut-o, dar fără cameră, fără telefon. Trebuie să pun telefonul, să-l filmez, să am probe că procurorul a rămas ilegal și aud cum spune, și ai văzut, și vrea. Deci, da, ce dumneavoastră să rămas acum să discutați, să vă spun ce vreau eu, ce doresc eu. Deschid ușa tare, pe coridor erau avocați, erau cetățeni care au văzut, iar după aceea avocați și-au zis foarte bine le-ați făcut și de-ați avut telefon. Să nu l-am avut. Deci, iată, în așa mod, s-au sculat de pe scaun, încă și acest jucător, Leonid Turculeț, închideți ușa că eu vorbesc pe altă cauză. Ba da, zic, nici pe altă cauză nu aveți drept să vorbiți. În momentul dat s-a întors grefiera era dusă jos la primul etaj ca să stabileze această încheiere. Și atunci eu am zis, de ce să se admite așa ceva ca judecătorul să vorbească cu un procuror în lipsa dumneavoastră, deși eu nu știam chiar practic, chiar nici în prezența grefierii nu are dreptul să comită așa În elevat. afara ședinței de judecată, n-are voie să discute cu nimeni dintre părțile din diverse procese, nici în alt proces, nici dintre al dumneavoastră. Eu zic să scrieți plângere și pe procuror și pe judecător la CSP și CSM și să așteptați decizia Curții de Apel, care s-ar putea să fie din nou întoarcere la anchetă. Poate să cereți și alt procuror. Sincer, e obositor. Dar pe altfel ce să faci? Nu o să-i lăsați să le faceți hatârul. Nu, nici de cum. Nici de cum.